Salutare tuturor, sunt Oana și bine ați revenit la un nou clip. Este sfârșitul lunii aprilie și trebuie să vă prezint cărțile pe care eu le-am acumulat în decursul acestei luni. Nu sunt multe, sunt doar 2, 4, sunt doar 6 cărți și o să le vedeți și voi imediat. Prima carte pe care am luat-o luna aceasta este Aripi de April Pike. Face parte dintr-o trilogie. Este o carte cu zâne. Este o fată care într-o zi se trezește cu o floare care crește pe spate și devine zână. Trebuie să apere ținutul zânelor, din câte am înțeles, și mi-a sunat tare interesant. Am auzit destul de multe păreri bune despre această carte și de la alte persoane și am zis că de ce. Pentru următoarele 3 cărți am profitat de promoția de la Cărturești, anume cum pe 2 primești pe a 3-a gratis dacă ai buletin de Cărturești. Vă sfătuiesc să mergeți și să faceți acest buletin de Cărturești, pentru că în fiecare lună o să schimbe ofertele și sunt tare interesante. Luna aceasta ei au avut o ofertă, cumper 2 cărți de la Editura Storia și primești pe a 3-a gratis. Am luat aceste 3 cărți în cele mai noi apariții de la ei, Cuvinte în albastru intens de Kev Crowley. Am citit de la această autoare grafică și mi-a plăcut super mult, deci sper că și aceasta o să fie bună. O fată din bucăți, din câte am înțeles, este cumva o carte pentru adulți, adică ceva de genul, cred, nu știu, așa am înțeles, așa mi-a spus și Alexandra, și Prințul Nemilos de Holly Black, care din nou este o carte cu zâne, da. Alexandra tocmai a citit-o și a terminat-o când eram împreună, mi-a zis că a lăsat-o super intrigată și abia așteaptă să citească următorul volum. Deci, abia aștept să citesc și eu primul volum. Dar deci, aceste 3 cărți sunt apărute la Editura Storia, au publicații super faine, interesante și vă sfătuiesc să treceți cu un ochi pe la ei. Iar ultimele 2 cărți, cred că deja m-ați obișnuit să vedeți asta la mine, sunt 2 cărți din colecția Cărți Romantice. Prima este Fata care știa prea multe de Amanda Quick și Întoarcerea lui Sunny Chandler de Sandra Brown. Două de luna aceasta nu cred că le-am pentru că nu eram în ea și nu le-am mai găsit după, dar mă bucur pentru acestea 2. E bine, acestea sunt cele 6 cărți pe care eu le-am adăugat colecției mele în luna aprilie, sunt tare încântată de toate și abia aștept să le citesc. Puteți să-mi lăsați în comentarii cărțile pe care voi le-ați cumpărat această lună, dacă aveți recomandări pentru mine și de asemenea vă urez spor la citit, vă mulțumesc că m-ați urmărit și de data aceasta, ne vedem la un alt videoclip și v-am pupat, pa, pa!